Bună ziua, sunt Mirela Pascal și l-am astăzi alături de mine pe domnul Virgil Chița, primarul municipiului Constanța, în legătură directă cu dumneavoastră. Așadar, dacă vreți să-i transmiteți, să intrați în legătură directă cu domnul primar, o puteți face la numărul afișat pe ecran. Bună ziua, domnul primar, bine ați revenit! Să rămână, bine v-am regăsit! Domnule primar, oficial ați intrat în cursa pentru un nou mandat la primăria Constanța. Da, oficial, da. Ați depus candidaturile, da, e totul în regulă. Am văzut și listele de consilieri. Unii vechi, unii noi. Cum? Bine, așa este. Primenim așa lista. Alții au ales să meargă în zona județului. Da, am văzut. Pe ce criterii au fost aleși consilierii? Cei noi, să zicem, și cei vechi, până la urmă? Că... Astea sunt criterii politice. Au fost și unele legate de eficiența activităților și, în special, în perioada asta a strângerii semnăturilor. Pentru că să știți că strângerea semnăturilor, din punct de vedere politic, este o etapă importantă. Și grea. Și grea. Deci, cum să spun, a fost o analiză așa multicriterială, m-am consultat cu Bogdan Huțucă, președintele partidului, și ați văzut lista finală. Trebuie să avem și o continuitate, mă refer la Consiliu, nu putem să înnoim în totalitate, pentru că, vă dați seama, o echipă nouă până când se obișnuiește cu problemele unei primării care sunt... trebuie să ținem cont de faptul că de la momentul alegerilor până la finalizarea mandatului sunt câteva luni bune. Eu am depus mandatul pe 29 octombrie, dacă nu mă înșel, deci hai să spunem 1 noiembrie. Da. Atunci mi se termină mandatul meu. Datorită sau din cauza, din punctul meu de vedere, din cauza aducerii alegerilor din septembrie acum, la începutul lunii iunie, vom avea așa o perioadă de coabitare ca la americani, bine, în care vechiul Consiliu va lucra... Cu nouul Consiliu? Nu, vechiul Consiliu va lucra în timp ce nou Consiliu se încălzește. Așa. Se încălzește. Da, o să fie, nu știu, ceva ciudat. O să vedem până la urmă cum va fi. Am văzut că ați pierdut un consilier de care știu că oricum erați un pic așa, un pic mai mult apropiat. Domnul Tatu a trecut la PSD. Eu am fost apropiat de toți. E adevărat că îl cunoșteam înainte de a fi primar. Dar ce s-a întâmplat? Nu știu. Că am înțeles că a vorbit cu dumneavoastră. V-a spus că pleacă și trece de partea cealaltă a baricadei. Și a trecut degeaba, văd. Da. A avut loc o discuție politică, din câte am înțeles, cu cei de la PSD. S-au înțeles pe anumite subiecte. Nu le știu exact și chiar nici nu vreau să le știu. Ce puteam să fac? Vă dați seama, nu te poți opune voinței unui om. Evident. Mai ales că e un om tânăr și care are viitorul în față. Și a gândit traiectoria politică așa. Eu i-am mulțumit pentru că colaborarea cu el a fost ireproșabilă ca și consilier. Da, dânsul avea nevoie de mai mult timp liber, de aceea ar fi optat pentru un loc. Da, el este un om de business, afacerile lui sunt în Iași, în zona Moldovei, în Iași. Cred că avea și nevoie de mai mult timp liber și a gestionat așa viața cum a crezut de cuvință și în special viața asta politică. Bun, am văzut că lista este deschisă așa cum ne așteptam la Consiliul Local de Ionuț Rusu. Clar, veți merge în continuare dacă veți câștiga cu Ionuț Rusu în calitate de viceprimar. Da. Al doilea pe listă este un mediu destul de cunoscut. Dumneavoastră l-ați adus? Da. Ce puteți să ne spuneți despre Nu pot să vă spun prea multe în calitate de medic, pentru că nu sunt în tagma lor, a medicilor. Marius Prăzaru a fost, se recomandă el însuși ca fiind un medic deosebit în zona ATI. El a venit de la București, de undeva, cu mult timp în urmă, împreună cu mai mulți medici. Și lucrul ăsta a fost bun la vremea aia, pentru că au întărit colectivul de medici din Spitalul Județean. Între timp a performat în cariera profesională, eu am devenit amic cu el. Suntem amici, așa. Aș putea spune că și prieteni. Grație consilierului meu, Doru Iordache, ei se cunoșteau dinainte.
Dar am mai avut tangențe cu poliția? A avut o prestație, zic eu, foarte bună în funcție de director medical. La Spitalul Județean, un spital extrem de greu și de dificil și în special în perioada asta a pandemiei. Tot sistemul medical a fost greu încercat în perioada asta. A confirmat, m-am sfătuit deseori și cu el, având în vedere că noi avem, știți foarte bine, că avem spitalul clinic de boli infecțioase în subordinea noastră. Mai mult decât atât, face parte dintr-un colectiv mai amplu. Noi pregătim deja operaționalizarea, dacă vreți, a spitalului de oncologie și cardiologie. Că eu mai spun încă o dată, proiectele astea pe care le facem noi vor exista la un moment dat. Bun, dar ele trebuie să fie operaționale din secunda a doua. După ce am terminat spitalul și l-am echipat, el totuși trebuie să-și îndeplinească menirea, să trateze oameni. Ori ca să trateze oameni, trebuie să ai angajat, să funcționeze, să ai logistică, să ai medici, să ai... Și în primul rând trebuie să începem cu elaborarea unei hotărâri de guvern, încât am înțeles. Acest spital, când va exista, va trebui atestat, așa, introdus în circuitul medical prin o hotărâre de guvern. Deci am strâns o echipă de specialitate, că nu mă pricep eu, de la universitate, de la Facultatea de Medicină, de la Direcția de Sănătate Publică, Spitalul Județean, iar în echipa asta cu care mă consult eu vis-a-vis de trebuie să ne gândim acum la operaționalizare, face parte și doctorul Prezar. Deci eu sunt foarte încântat de prezența lui acolo. Omul și-a asumat politic chestiunea asta, vrea să fim împreună și... Deci nu a mai cochetat cu politica până acum? Nu. A intrat acum în politică, da. Și cu siguranță va intra în Consiliul Local. Așa cred. Păi e al doilea pe listă, nici n-ați avea cum. Domnule primar, haideți să vorbim și despre campanie. Bine, noi am tot vorbit, o campanie agresivă. Dacă stăm să, spre exemplu, să comparăm cu Bucureștiul, parcă la Constanța este altceva. Da, din păcate. Da, toți contracandidații și-au îndreptat atenția către dumneavoastră. Oare de ce? De ce? Nu știu nici eu. Vreau și eu să fac comparația asta cu Bucureștiul. Mi-ați luat vorba din gură. După ce s-a reconfigurat campania la București, din păcate, prin ieșirea doctorului Cârstoiu din competiția asta, acum, am văzut că, în principiu, în marea majoritate, avem de-a face cu oameni care fac o campanie pozitivă. Chiar și doamna Firea, care ușor așa era mai contondentă, dar foarte ușor, a declarat, am citit ieri, că trebuie să avem o empatie, că trebuie să avem o campanie pozitivă, campania politică, să avem răbdare unii cu alții și observ că face o campanie pozitivă. De Sebastian Burdujea nici nu mă așteptam să aibă o campanie pozitivă, el e un băiat educat. Bine, stați un pic, că doar și-a anunțat candidaturile. Nu, dar deja discursurile se văd. E acum, dacă vreți, își prefigurează cumva așa campania. Cu excepție, și Nicușor Dan, el face notă discordantă, în general useriștii sunt destul de hater, dar el face notă, nici nu-i membru USR, este susținut de ei. În schimb, Piedon este mai vocal, pugilist. Mai pugilist. Și uitați-vă că din acest motiv a scăzut în sondaj. Sau cel puțin asta e analiza. Bine, pe care asta am cu sondajele o să vorbim și mai târziu. Bun. Nu știm cât de cum le-a reales. Și asta e adevărat. Și aici aveți dreptate. Dar nu pot să nu remarc că acolo se prefigurează, din punctul meu de vedere, o campanie pozitivă. Ce înțeleg eu prin campanie pozitivă? O campanie în care mesajele sunt pozitive, fiecare candidat pe teme majore ale orașului. Mă rog, să zicem, transport, cultură, educație, servicii publice de diferite feluri, își prezintă propria viziune și e capabil să aibă o viziune și să răspundă în același timp și întrebările care îi se pun. Dom'le, de unde obții bani, în cât timp, finanțare? Asta este o campanie pozitivă, dar grea. Pentru că îți expui ideea, arăți că ai ceva coerent,
Da, arăți coerență și reziști tirului, focului încrucișat de întrebări și oameni pe care trebuie să-i convingi. La noi campania, cred că în afară de campania pe care o duc eu până în acest moment, este negativă. Nu vine nimeni să spună, domnule, ce viziune ai asupra transportului public în Constanța? Cum vezi dumneata în următorii 4 ani de zile transportul public în Constanța? Conex cu, sistem, cu infrastructura stradală, sisteme de semaforizare, cu locuri de parcare. Da, concrete, nu. Campania este una negativă. Cel mai ușor tip de campanie este campania negativă, pentru că tu nu spui așa cum spuneam viziunea ta, ci vii și spui, doamne, Chițac nu-i bun. Lucrările-s de mântuial, ăla e corupt, minte. Ăla minte, eu mincinos. Vedeți, se folosește și un limbaj agresiv. Și ajunge și la agresivitate. Deci, pe de o parte e negativă, dar și agresivitatea. Doamna Pascal, eu nu cred, dar s-ar putea să fiu naiv, că oamenii mai tolerează, sau altfel spus, s-au săturat, domnule, de negativitate, s-au săturat, domnule, de agresivitate. În perioada, eu am mai spus-o, în perioada asta a pandemiei, toți, inclusiv eu, am căpătat mai mult sau mai puțin anxietăți, așa. Că a fost o perioadă dificilă pentru toți. Oamenii nu au nevoie de lideri certăreți. Și asta mi-am impus. Și cât am fost primar, ați văzut că niciodată nu am ieșit, niciodată n-am fost contondent. Oamenii au nevoie de lideri care să le dea calm și încredere, pentru că ei au propriile lor frici și nu au nevoie de altele și mai mari. Ori, din perspectiva asta, eu cred că, din punctul meu de vedere, campaniile negative, nu numai că nu sunt bune, dar nu cred că mai prind la public. Dar știți cum e? Când nu știi să faci altfel, sau campanie, când nu ai cu ce să vii în față. E cel mai ușor să fie așa. Cum spunea cineva, când în mână, când singura scură pe care o ai e un ciocan, peste tot vezi numai cuie. Da? Cine este cel mai agresiv? Păi amândoi, și candidatul USR și candidatul PSD. Da, nu trebuie să vă spun eu, cred că e vizibil. De ce mă întrebați pe mine? Păi nu știu, în opinia noastră că... Păi opinia mea este pe ceea ce văd eu și dumneavoastră vedeți mai mult ca mine. Vi se pare că n-am dreptate? Eu le-am și spus când i-am avut invitați că își concentrează mai mult atenția pe ceea ce face sau nu face decât pe programul lor electoral. Da, din punctul meu de vedere... Este o campanie greșită. Ei amândoi vor primi răspunsul la vot. Și îl vor primi de la cetățeni. Eu nu o să le răspund absolut nimic. Vor primi răspunsul de la cetățeni pe 9 iunie. Și greșesc politic. Le pot și explica de ce greșesc, dar nu acum. Dar vorba amiralului Nelson... Când inamicul greșește, nu trebuie să-l întrerupem. N-au decât să continue pe lista. Haideți să luăm și întrebări de la cetățeni. Avem peste 3.000 de oameni care ne urmăresc în acest moment. Domnule primar, ați vândut în ultimul an o mulțime de terenuri în Constanța și Mamaia. În ultima ședință ați vândut terenuri cu acces la promenade. Mai aveți de vândut? Vindem terenuri care sunt foarte mici, suprafețe, dacă vreți, insignifiante, pe care nu putem să facem lucrări de utilitate publică. Ce să faci cu un teren de 150 de metri pătrați? Și le vindem legal, le vindem prin licitație, pe de o parte alimentăm bugetul de venituri al orașului, iar banii ăștia îi folosim pentru cetățenii Constanței, nu pentru prietenii primarului, cum au fost folosiți în trecut, ci pentru cetățenii imobiliari. Ci pentru cetățenii Constanței, pe de o parte. Pe de altă parte, odată intrate în posesia unor privați acele terenuri, suntem siguri că terenurile vor fi utilizate, se vor construi pe ele sau vor fi adăugate la alte terenuri. În orice caz, nu vor mai rămâne depozite de deșeuri, așa cum se întâmplă în momentul de față. Deci ăsta este un lucru absolut normal. Nu o să vedeți că vindem terenuri care sunt generoase și pe care, într-adevăr, noi avem capabilitatea și interesul să facem lucrări publice.
Deci, mă rog, întrebarea tendențioasă, dar necesita o reacție din apropo partea mea. De, corect. Apropo de terenurile din Mamaia, Paul Nicolau sau Pescobar, așa cum îl știm cu toții, și-a deschis în Mamaia un restaurant. Parcarea este folosită drept terasă. Nu știu dacă știți cum este, cum a fost luat terenul de acolo. Din câte știm, și spațiul verde l-a luat. Avem și niște imagini cu parcarea, adică parcarea transformată în terasă. Doamnă, dacă există, bun, mă autosesizez după emisiunea asta cu dumneavoastră. E destul de generos. Și o să trimit acolo poliția locală, care trebuie să vadă exact cum a primit autorizație domnia sa, dacă se respectă autorizația de funcționare. Și spațiul verde, dacă a luat și spațiul verde. Nu, spațiul verde este domeniul public al nostru, nu poate să ia spațiul verde. Bun, deci așteptăm eventual un răspuns în legătură cu această situație. Bun, haideți să vorbim, domn primar, și despre sondaje. Fiecare candidat își asumă locul, poziția întâi. Eu n-am niciunul. Și Stelian Ion este pe primul loc și Ovidiu Cuțu este pe primul loc, dar Horia Constantinescu a spus că sunteți umăr la umăr. E mai generos. Sondajul, ultimul sondaj PSD făcut, da. PNL a făcut sondaj? Nu, eu nu am cunoștință de așa ceva și ar fi trebuit să am. Nu a făcut sondaj. Partidul Național Liberal. Dar eu să știți că părerea mea este că toate sondajele care apar în perioada asta sunt manipulatoare. Și am mai spus-o, nu cred. Cât de reale sunt sondajele astea? Eu nu cred în sondajele astea. Chiar dacă vă scot pe dumneavoastră. Haideți să vă dau un exemplu. Lăsați-mă pe mine. Hai să dau un exemplu mai de... Cum să spun, de un nivel mai mare, București. La București apare un sondaj în care Nicu Șordan are 31, nu? Avangard. Și doamna Firea are 24. Și astăzi am înțeles un sondaj în scop, domnule, două case de sondaj importante, da? În care Nicu Șor are, cât, 37? 6, ceva pe acolo, da. Și doamna Firea 20. Dumnezeule, dincolo de marja de eroare, că dacă se înscriau în marja de eroare a unui sondaj, care e 2-3%, în regulă, era o marja de eroare. Știți că în marja de eroare, de fapt, te poți mișca și dublezi, de la 3 ajungi la 6% diferența, că te poți mișca cu 3% într-o parte și 3% corect. În cealaltă dar parte. Dar cât pot manipula electoratul? Acum, eu nu știu dacă... Sau... Eu nu vreau să spun că sunt case de sondaj, precum Avangard sau Inscop, serioase. Totuși, la Avangard îl avem pe domnul profesor Pieleanu și la Inscop îl avem pe domnul profesor Ștefurar. Dar nu vreau să spun că sunt neserioase, vreau să spun că sunt foarte volatile. Oamenii încă nu sunt stabilizați. Dar sunt și altele care sunt neasumate și pe care le vedeți așa. Vine cât un blogger și spune, am intrat în posesia unui sondaj. Nu, spre sondaje făcute... Păi da, dar în Constanța ce sondaj aveți? Eu v-am dat exemplu București. Asta vorbiți în Constanța de anumite sondaje care apar. Sunt asumate de cineva? Păi nu prea sunt asumate. Păi dacă nu sunt asumate, ce încredere să avem? Noi am făcut sondaj și m-am ieșit pe primul loc sau sunt umăr la... Dar nu le-am văzut, nu știm cine l-a făcut, nu știm cum l-a făcut. Asta zic. Că se fac sondajele. Mă uit și eu la sondajele astea ca și dumneavoastră. Atâta timp când nu sunt asumate de nimeni și când noi avem un sondaj, ok, dumneata e un sondaj, dar cine l-a făcut? Spune ce casă de... institut sociologic, ce casă de sondare l-a făcut? Nu? Dar PNL-ul cum de n-a făcut sondaj acum? Nu, dar nu mi-am dorit eu să fac sondaj. Nu. De ce? Pentru că... Repet, situația e foarte volatilă acum și eu mai cred ceva și cred că am mai spus-o, că oamenii politici adevărați schimbă ei sondajele, nu sondajele îi schimbă pe ei. Așa că hai să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut în Constanța, mai ales eu ca primar, pe fapte, pentru că în urma noastră, ca oameni politici, nu rămân decât faptele. Rămân ceea ce am făcut. Restul sunt vorbe. Da, așa ar trebui. Dar... Da, eu sunt de modă veche, înțelepciunea filozofică a vechilor greci ne spune că oamenii trebuie judecați după ceea ce fac
și nu după ceea ce spun sau după ceea ce au făcut, nu după ceea ce au spus. Haideți să mai luăm o întrebare. Spune un cititor, în alegerile anterioare, Horia Constantinescu, un PSD-ist cu ștate vechi, a candidat ca independent și poate că datorită voturilor primite... Nu ca independent. A fost, așa spune domnul, eu citesc. Nu, a candidat partidul domnului Voiculescu la momentul. A fost o cauza pierderilor alegerilor de către candidatul PSD de Cebal Făgădău. Oare numirea ulterioară făcută de noul primar al lui Constantinescu pe o funcție de conducere în primărie, fără niciun concurs, nu a fost ca o răsplată pentru câștigarea alegerilor? Nu, nu, explic. Aici e mai mult lucru. Nu putem domnul Marinescu Lucian. Da, domnul Marinescu, noi nu putem ști dacă voturile pe care le-a luat Horia Constantinescu erau toate adresate PSD-ului și implicit candidatului de atunci. Nu, nu avem o măsurătoare de tipul ăsta. Poate, de unde știți, poate a scos nehotărâți la vot, care oricum nu ieșeau. Deci, pe de o parte, nu putem ieși. Numirea lui Constantinescu, eu am făcut-o după un raționament, mie mi s-a părut la momentul ăla foarte logic și îl supun atenției tuturor. Eu am spus așa, că am plecat de la o realitate. Domnul Constantinescu a condus ceea ce noi numim protecția consumatorilor. Deci, ce face, ce a făcut domnul Constantinescu? A mers la toți cei care furnizau servicii cetățenilor, inclusiv la primării, pentru că și primăriile furnizează servicii publice, și a analizat calitatea acestor servicii. Și în funcție de calitatea serviciilor, i-a pedepsit, i-a amendat sau nu i-a amendat pe respectivii. Da? Și atunci mi-am zis eu în mintea mea, la momentul ăla, că, dom'le, cine poate fi cel mai bun să conducă o direcție generală de servicii publice într-o primărie, care ce face direcția generală? Că nu l-am pus la urbanism. L-am pus la servicii publice. Oferă cetățenilor serviciile publice, de la transport, spații verzi, salubritate, ce doriți dumneavoastră, apă, canalizare și mai departe. Cine poate fi mai nimerit să conducă o astfel de direcție decât un om care a lucrat de partea cealaltă, nu, de partea cealaltă a mesei, adică a măsurat din punct de vedere calitativ aceste servicii. Deci, domnul Constantinescu l-am pus în postura să furnizeze cetățenilor servicii de calitate, așa cum le controla el când era la OPC. Da? Din punctul meu de vedere, numirea a fost foarte logică. L-am numit, e adevărat, pe funcția aceea, prin detașare, ca funcționar public, și ceea ce s-a întâmplat ulterior, eu nu vreau să mai comentez, probabil că știți cu toții. Deci asta a fost motivul, nu are nicio legătură cu candidatura dumnealui, este o comparație ușor forțată. Domnul primar, este sau nu este primărie în primăria Constanța? Pentru că inclusiv Horia Constantinescu la ultima conferință de presă vorbea despre corupție în primăria Constanța și ceilalți contracandidați. Care e corupția în primăria Constanța? Există dovezi de corupție în primăria Constanța? Pentru că așa ni se umple gura cu cuvântul ăsta, corupție. Unde sunt dovezile de corupție în primăria Constanța? Eu vă spun că nu există corupție în primăria Constanța. Eu n-am rugat pe niciun funcționar... Fostul city manager al noastră corupție în primăria Constanța. Și a fost acolo. Domnia sa... din punctul meu de vedere are o ambiție nesănătoasă. Și este așa un caracter acrit și răzbunător. Deci ea profită de orice ocazie să vorbească de primăria Constanța în termenii cei mai nefericiți cu putință. Dar nu trebuie să luăm în considerare ceea ce spune domnia sa și chiar nici nu vreau să mai discut lucrul ăsta. Da, eu n-am rugat pe niciun funcționar public vreodată să facă pe prostie și... Nu cred că au făcut, ar fi ajuns și la urechile mele și o să știți că sunt un tip destul de informat. Și nu am rugat, am mai spus, pentru că nu fac așa ceva, dar pe de altă parte, în ipoteza absurdă în care aș fi rugat pe cineva să facă, să știți că dacă rogi un funcționar public să facă o prostie pentru tine, atunci o să fac a doua zi două pentru el.
Și nu e bine să facem așa. Toți au procedat conform legii. Așa că cei care vorbesc de corupție în primăria Constanța... Bine, prostii s-au făcut. Avem un cazul fostului secretar și... Da, nu corupție, dar... Acum, în exercitarea funcției publice se mai fac greșeli. Da, una este să faci greșeală din nepricepere, să spunem, și alta este corupție. Nu. Eu n-aș discuta de chestiunea asta, este o temă absolut falsă, introdusă într-o campanie electorală negativă, da? Păi, să dovedească. Nu, e foarte grav să vorbești de așa ceva și să nu probezi. Spune cineva, stațiile de autobuz nu au refugiu și sunt foarte puține, care au. Oprește autobuzul în mijlocul străzii, se blochează întreaga circulație. Cum să oprească în mijlocul străzii? Oprește pe banda... Am avut o situație și noi, spre exemplu, în fața acolo la colegiul pedagogic, oprea fix în mijlocul străzii, în loc să intre... Bun, noi analizăm, știm, acolo este într-adevăr aglomerație, analizăm varianta în care modificăm traseul acela pe Răscoalei și autobuzul o să meargă înainte pe Bulevardul Tomis. Analizăm varianta asta, suntem foarte aproape de a lua o decizie, dar nu acum. Am văzut că e și director nou acum la Constanța Bas. A cine? Domnul Suțianu, Constanța Bas. Sorin Suțianu? Nu știu cine este. Fostul director de la Arar. La ce, unde este director? La Constanța Bas. A, la City Bus? Da. A, bun, am înțeles Constanța noastră. A, nu! Nu înțelegeam. A, la City Bus? Da, domnul Suțeanu. Pe domnul Suțeanu a fost barar, a fost în Consiliul de Administrație, are multă experiență în zona asta. Și pe o perioadă de 4 ani. Și încă o dată, a fost selectat în baza ordonanței privind guvernarea corporatistă, și recrutat de către o firmă pe care noi am angajat-o în urma unei licitații special pentru așa ceva și care recrutează atât oamenii din Consiliul de Administrație cât și directorul general, executivii. Deci aici nu am avut nicio interferență politică, nu a existat niciun vot în Consiliu, nu. Este o selecție pe baza ordonanței privind guvernarea corporatistă. Bună ziua, vă rog să-l întrebați pe domnul primar când are de gând să asfalteze strada Bogdan Vodă. A lucrat așa și de 2 luni arată ca după bombardament. Nu se poate circula, este o rușine în centrul Constanței. Cât o mai lasă în halul ăsta? A doua problemă, lângă biserica din cartierul Compozitorilor, este o suprafață de teren destul de mare, aflată în proprietatea primăriei, abandonată. Nu e proprietatea primăriei, este o proprietate, vă răspund cu a doua, este o proprietate privată, am pus ochii pe ea. Va trebui să o expropriem pentru că, din păcate, în cartierul acela nu există locuri pentru a face măcar un teren, locuri de joacă pentru copii. Nu avem teren. Dar rămită o școală, cum ai cer oamenii, sau o grădiniță. Da. E o suprafață generoasă. Dacă vreți să ne credeți, acum suntem în căutarea proprietarului. Încercăm să descoperim proprietarul, nu prea îl găsim, dar o să-l găsim până la urmă, pentru că noi acolo vrem să facem o expropiere pentru cauză de utilitate publică. Pentru asta trebuie să începem să pregătim niște acte, să facem un studiu de prefezabilitate, un studiu de fezabilitate, să introducem în Consiliul Local, să se aprobe cu laurul de expropiere, să facem exproprierea și după aia să trecem în inventarul nostru și să facem lucrări de interes public. Deci de terenul ăla, știu, este chiar gard în gard cu Academia Navală. Undeva în zona poligonului de vitalitate. De ce e greu să găsiți proprietarul? Păi e greu de găsit, așa mi-au spus și la patrimoniu. Păi noi nu avem o evidență a proprietăților, primăria. Trebuie să lucrăm cu cei de la OCPI, de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Dar o să găsim până la urmă. Ăsta e un aspect. Cât privește Bogdan Vodă, se lucrează. Eu înțeleg dorința oamenilor și e absolut firească și dorința doamnei sau a domnului care au reclamat, se lucrează, Raja lucrează. Bogdan Iulian Rareș. Domnul Rareș, da. Raja lucrează acolo. Nu putem ca imediat ce a plecat Raja să asfaltăm. Ne trebuie un timp, e tehnologic vorbind, după ce punem piatra deasupra, ca pământul să se așeze, pentru că altfel riscăm, cum s-a mai întâmplat, să asfaltăm foarte repede și să se surpe ulterior. Deci trebuie un timp să lăsăm pământul să se așeze.
Dar îmi notez, Bogdan Vodă, mă interesez, repet, e lucrarea companiei de apă, dar asta nu înseamnă că ne derobăm de responsabilitate, o să mă interesez. Multe mesaje vin și de la locuitorii de pe Igheduca. Care mai este situația acolo? Nu, Igheduca e bine, Cuza Vodă. Oh, Cuza Vodă, scuze. Păi Cuza Vodă a plouă zilele astea, din păcate, dar... Ultima mea discuție cu antreprenorul a fost că luni ce urmează, după Paște, luni va fi terminat ca să intrăm noi de la confortul ban să asfaltăm. Eu vă spun. Oamenii vor să știe când o să fie gata. 15 mai este termenul la care Cuza Vodă va fi asfaltat totul de la. Deci atunci e gata, va dispărea șantier, va dispărea... Pe Cuza Vodă. Da, da, da. Domnul Rareș Iulian mai are o problemă la capătul străzii Patriei, pe lângă sediul poliției județene, se coboară la plajă. Lipsește cu desăvârșire orice scară, e pericol public, multă lume merge la plaja respectivă. Chiar nu se pot amenaja scări, se poate coborâ civilizat. Deci, domnul Rareș, înțelegeți-vă, rog, că taluzul nu ne aparține nouă. Taluzul acela este al apelor române. Din păcate, s-au tot făcut scări din acestea improvizate, care dacă vă uitați bine, sunt un pericol. Adică ele nu asigură securitatea celor care coboară și ferească Dumnezeu de un accident. Dar, repet, taluzul aparține apelor române, iar noi nu putem efectua lucrări, chiar dacă am vrea să facem un proiect, nu putem efectua lucrări pe terenul care nu ne aparține. Asta este legea în momentul de față. Știu, jos este o plajă, sus avem taluzul, sus 10 metri e zona de gardă, după care urmează responsabilitatea noastră. Dar 10 metri până la buza taluzului și taluzul în sine, conform legii, este teritoriul ce aparține apelor române. De fapt, statului român administrat de Ministerul Mediului prin apele române. Bine, și până cobori în zona aia pe plajă și până pentru că un loc noi de dacă parcare... facem, trebuie să înțelegeți cu toții, noi dacă facem o scară acolo, trebuie să facem un proiect. Trebuie să facem un proiect păi asumat de cineva. Păi nu putem să cheltuim bani pe teritoriul care nu ne aparține. Atâta timp cât aparține apelor române. Aici e discuția. Nu putem, pentru că vine Curtea de Conturi și spune, dar eu pot să cheltuiesc bani din curtea dumneavoastră? Da. Bani publici? Pot? Normal că nu. În zona aceea, domn primar, mai ales în sezonul estival, e nebunie și cu locurile de parcare. Oamenii care locuiesc în zonă rămân fără locuri de parcare, că vin turiști și își lasă acolo mașinile pentru zona aceea. Bun. Aveți ceva doamnă, în plan? Situația e mai complicată acolo, pentru că s-au licitat, numai puțin. Apele Române au licitat zonele alea. Apele Române înseamnă statul român, Ministerul Mediului, primăria noastră. Au licitat zonele acelea de plajă. Sunt oameni care au plătit bani grei pentru concesionarea și normal că trebuie să scoată bani. Și au transformat asta într-o activitate economică. E în regulă povestea asta. Însă cum ajungem acolo? Nimeni nu s-a gândit, domnule, dar cum se ajunge acolo, unde se pun mașinile, cum se coboară la plaja respectivă și iată că s-au creat tot soiul de improvizații de-astea, da, care nu ne aparțin. Nu suntem noi de vină pentru ce se întâmplă în Constanța asta. Da? Chiar dacă există concepția asta că primarul e de vină pentru orice, bun, în regulă m-am obișnuit, dar legal, credeți-mă că nu e vina mea. Acolo e o activitate comercială, e legătura între apele române și cel care a concesionat pentru un timp plaja, omul trebuie să-și scoată banii înapoi, că n-a investit așa de dragul investiției, nu? Și ca să fie populată plaja, oamenii trebuie să ajungă acolo și nimeni n-a pus întrebarea, dom'le, unde parchează, cum ajung? Păi, bun, da, dar asta nu înseamnă că în legătura asta comercială între cei de la apele române și cetățeanul sau firma respectivă, dacă nu se realizează și dacă suferă cineva, e primăria dar de vină. Dar poate și primăria pentru putea să primăria... colaboreze cu ABA de leu. Păi cum să colaborăm? Păi nu știu. Să... Păi noi colaborăm în ceea ce ne privește cu ABA de leu de fiecare dată. Însă în cazul ăsta al unei activități comerciale, nu avem noi a interfera. Înțelegeți? Adrian Neagu, domnule primar, s-a discutat faptul că agenții economici din Mamaia nu vor mai pune la vânzare salam și șuncă pe timp în timp ce patronii teraselor dau faliment. Cum scăpăm de țigănia asta?
S-a discutat, eu am fost, bun, promotorul acestei idei în sensul în care am spus, dom'le, Mamaia e o stațiune. Bun, dacă este o stațiune, înseamnă că acolo avem hoteluri și avem restaurante. Nu avem și magazine care să comercializeze, mâncare. Din păcate, în Mamaia sunt planuri urbanistice zonale care pentru anumite locații dau această funcțiune. Adică omul care are și vinde, comercializează mâncare, are funcțiunea asta prevăzută în planul urbanistic zonal. Noi nu ne putem duce acum, și asta are de ani de zile, nu putem duce acum să-i spunem, domnule, mata de mâine nu mai vinzi, nu știu, prea îmbalate. Sau salam, sau brânză. Deși mi-ar plăcea să fac lucrul ăsta, nu pot, pentru că el este într-un spațiu legal în care, dacă te uiți pe planul urbanistic, vezi că această activitate comercială este permisă. Există această funcțiune. Dacă n-ar fi existat funcțiunea asta, atunci, în mod evident, noi nu l-am fi autorizat să facă lucrul ăsta. Dar așa este în momentul de față în reglementările urbanistice. Dacă face altfel, e un abuz. Și atunci omul se poate adresa justiției. Adică unii poate să aibă această activitate, alții nu, în funcție de puls, sau cum? Exact. În funcție, deci, ca să înțelegeți cum funcționăm, dacă există un spațiu undeva în Mamaia și noi punem reglementarea urbanistică deasupra, reglementarea urbanistică spune ce funcțiuni sunt permise în spațiul respectiv. Dacă există această funcțiune de comercializare de alimente, atunci și el cere să facă un magazin acolo, noi nu avem ce să facem. Iar puzul ăsta a fost aprobat în Consiliul Local. Sunt ani de zile de când au fost aprobate. Magazinul ăsta funcționează de 10-15 ani de zile. Nu sunt invenția noastră. E corect ce spune domnia sa. Dar nu aveți ce să faceți. Dar nu avem ce să facem din punct de vedere legal. Lucrurile astea se pot reglementa numai prin planul urbanistic al întregii stațiuni Mamaia, care există acum în chinuri nefacerii. Spre când ar fi gata? După, nu știu, arhitectul șef, știți că depinde de foarte mult de avizele pe care le primi. Nu depinde numai de cei care lucrează la planul urbanistic. Planul urbanistic are avize de la cultură, de la mediu, de peste tot. Ori noi nu putem aprecia cât durează un aviz. Dar nu are și el un termen când ar trebui să fie gata? Bun, și cine se încadrează în termen? Na, așa e. Bun, și ce-i faci Ministerului Culturii? Dau un exemplu, dacă, sau celor de la cultură, dacă nu-ți dau un aviz în termen. Ce poți să faci? Au și vor să spună că sunt puțini, că sunt ocupați, că lucrurile sunt complexe. Da, bine, așa zic și alții despre Primăria Constanța, care așteaptă autorizații și certificate. Lăsați că nu mai e chiar așa. Nu mai e așa? Nu mai. S-a mai erisit direcția de urbanism? Nu s-a mai... Știți de ce se întâmplă toată povestea asta? De ce se întâmplă? Tocmai din cauza multitudinii de documente de urbanism. Păi, dacă cineva cere un certificat urbanistic de informare pe o tarla, durează, tocmai că sunt 2000 de puzuri în Constanța, durează un timp până când lucrătorul de la urbanist stabilește care este ultima documentație urbanistică ce a fost aprobată pentru tarlaua respectivă. Da? Dacă ar fi un plan urbanistic general, unul singur, atunci lucrurile ar fi foarte simple. Dar când sunt... Avem planul urbanistic general din 99, peste care avem un puzun. Să știți că au fost greșeli ale colegilor mei, greșeli, pur și simplu, când au emis un certificat urbanistic pe un plan urbanistic zonal, care nu era ultimul, era penultim. Și atunci, sigur că omul a primit, uite, domnule, ce poți să faci aici, dar nu era realitatea. Da? Pentru că, de fapt, și-a dat seama că, de fapt, că planul urbanistic pe care trebuia să-l utilizeze era unul mai recent și el îl luase pe penultim. Deci multitudinea asta de reglementări urbanistice face ca și noi să eliberăm documente urbanistice foarte greu. Adrian Neagu, domnule primar, s-a discutat faptul că agenție... Tudor Valentin, locuiesc pe Suceava, ce facem cu locurile de parcare de pe Bulevardul Lăpușneanu? Au fost desfințate, iar restul sunt ocupate cu plăcuțe. Unde o să parcăm? Și am văzut că nici și pe Mamaia s-au desfințat locurile de parcare. Unde mai parcăm?
domnul primar. Avem nevoie să mergem la o bancă undeva. Unde? Parcăm pe străzile? Nu. Chiar nu ai unde. Folosiți transportul în comun. Haideți. Bun, da. Dar, unde ați văzut dumneavoastră în lumea asta civilizată la care ne raportăm? Unde ați văzut dumneavoastră în lumea asta civilizată mașini parcate pe trotuar? În Mamaia, unde spuneți dumneavoastră? Dar nu pe trotuar. Dar cum nu se parca pe trotuar? Păi să se facă spații să... Păi ce înseamnă să se parca doar pe trotuar? Erau și spații amenajate. În zona aceea unde se lucrează, ca și în zona în care pe care am lucrat-o anul trecut, zona de la Delfinariu până la pescărie, se parca pe trotuar. Să știți că legislația rutieră dă voie să parchezi și pe trotuar. Bun, dar în anumite condiții. În anumite condiții. Păi ce facem? Că nu mai avem unde să parcăm. Ce fac oamenii care au nevoie la bancă? Spuneți, ok, luați bicicleta, dar sunt oameni care depind de mașină, sunt oameni care sunt în interes de serviciu, adică unii nu știu să meargă pe bicicletă, știu să meargă cu mașina. Da. Ce facem? Nu putem lăsa să se parcheze pe trotuar. Unde ați mai văzut mașini parcate pe trotuar? Spuneți-mi asta. Păi haideți să găsim soluții. Bun. Asta e o discuție pe care trebuie să facem în campanie electorală. Da? Suntem în timpul ăsta. Dom'le, cum rezolvăm cu cele 150.000 de mașini care sunt în Constanța? Le facem la toate parcări? Unde le facem? Doar cât nu costă? Le dați la casat. Cât costă? Asta e. Sunt. Ce privilegiem? Privilegiem mașina sau omul? Privilegiem mașina sau transportul public? De ce avem transport public care este din ce în ce mai modern? Nu? Ați văzut și noastră cum arată autobuzele acestea electrice, cu Wi-Fi, silențioase, curate, cu aer condiționat vara. Da? Nu-mi dați exemple de astea, că vrea cineva să se ducă la bancă. În regulă, la bancă poți să ajungi cu transportul în comun, dacă e necesar, dacă banca este pe bulevard. Dacă banca va vedea că nu mai vin oameni acolo, dar de ce să ajungem la bancă când avem internet banking? Dar poate omul are nevoie la bancă, adică nu putem să-i impunem să se Dar încă o dată, nu creați o problemă din niște cazuri izolate. Dar asta este realitatea. Asta sunt cazuri izolate. Asta este realitatea până la urmă și trebuie să... Dar realitatea este că, tot realitatea este că acel om poate să rezolve problema aia la bancă online. Și asta Bun, deci nu avem soluții pentru locuri de parcare. Parcările supraetajate? Parcările supraetajate sunt 5, sunt destul de avansate acum. Cred că în toamnă începem construcția lor. Am mai discutat despre ele, s-a adăugat încă una pe Alea Argeș, pe care o să o facă confort urban. Bun, dar repet încă o dată, nu rezolvă problema parcărilor. Sunt parcări și oamenii, să fim onești, oamenii vor să parcheze pe carosabil. Așa vor oamenii să parcheze pe carosabil, pentru că eu dau tot timpul exemplu vara anului 2023, când am fost în parcarea de la Albatros, parcarea Albatros, în zona fostului hotel Albatros, cazinoul din Mamaia, da? Care era aproape goală. În mijlocul sezonului, în schimb, oamenii parcau pe carosabil, pentru că așa vreau să parcheze. Bun, dar acum ne gândim, având în vedere că vine și sezonul estival, o să fie o nebunie. O să fie o nebunie. De ce credeți că o să fie mai nebunie ca anii trecuți? Păi pentru că s-au mai desfințat locuri de parcare. Unde s-au desfințat locuri de parcare? Păi iată, pe Bulevardul Mamaia. Noi vorbim sezonul estival, vorbim de Mamaia, nu vorbim de Constanța. Păi și ce, toată lumea o să se ducă în Mamaia? Nu. Bun, și acum, dumneavoastră, nu înțeleg ce doriți. Doriți ca noi primăria să facem locuri de parcare pe Mamaia ca să sporim sezonul estival? Ce soluție aveți pentru cei care parcau pe Mamaia? Oameni și oameni care, pe la urmă, locuiesc acolo. Oamenii care vin cu mașina, trebuie să se în Constanța sau în Mamaia, trebuie să se asigure că au unde parca. Dacă nu, există trenul de la București la Constanța, face numai 2 ore, credeți-mă. Avem transport în comun civilizat. Și cu aer condiționat. Și cu aer condiționat. Care este situația celor 2 biserici de pe Bulevardul Tomis? Întreabă Adrian și dacă aveți o colaborare cu Arhiepiscopia. Am discutat cu o delegație a Episcopiei condusă chiar de înaltă sfinția sa ieri. Da. Și am avut problematica asta. 1. Biserica de sus, de la OMV Petrom, dar nu Macroșu, și mai sus, am aprobat în consiliu. Cea cu stâlpul. Așa, care trece prin, prin acoperiș. Da. Am discutat cu ei, am aprobat în ultima ședință de consiliu local un plan urbanistic zonal și
în loc de pe Bada Cărțan, unde a fost o clădire a spitului, pe care am dezafectat-o din condiții de rezistență structurală, era nesigură și era un pericol. Acolo, zona aceea, e disponibilă pentru a fi mutată biserica de acolo. Da. Prin urmare, biserica de acolo va dispărea. Va fi demolată? Va dispărea, va fi demolată și se va construi, se va reconstrui în, acolo unde v-am spus eu, pe Bada Cărțan, și am prevăzut în plan urbanistic zonal pentru acel spațiu funcționa de lăcaș de cult. Că nu exista funcția de lăcaș de cult. Altfel nu puteam să dăm autorizație de construcție bisericii dacă pe terenul respectiv nu exista funcția asta. Cea de la Macu Roșu, așteptăm, mă rog, încă e în instanță, văd că se tot amână. Domniile lor, cei de la episcopii, au contestat demolarea și fiind în instanță procesul, nu ne putem, nu putem să ne apucăm de asta. Dar de bună credință căutăm, și asta am vorbit și cu ei și am rugat și pe ei să ne oferă o soluție dacă găsiți, dacă găsesc în zonă un teren pentru ea. Să fie relocată. Să fie relocată. Dacă vom găsi bine, dacă nu, iarăși bine, biserica de acolo, de pe trotuar, va dispărea. Dar când mai... Așteptăm să se pronunțe instanța definitivă. Domnule primar, ați ajuns în ultimii ani, în prima mai, ce faceți cu topoganele acelea ruginite? Iarăși, sunt pe terenul abia de le. Acolo e o construcție, nu stăpânesc bine. De mulți ani sunt. Sunt de mulți ani, sunt a unor privați, dar nu sunt folosite. Păi nu sunt, sunt acolo ruginite. Bun, dar... Nu e nici atracție turistică. Bun, dar nu e atracție turistică, dar este pe plaja apelor române, nu este a noastră. Se demolează sau de ce? Adică... În stadiul în care sunt, primăria nu poate face ceva să-i amendeze? Nu știu exact dacă nu cumva nu există un proces pe rol în sensul ăsta. Cred că iniția chiar de noi pentru a fi demolat. Da, cred că e. Și care încă este în curs de derulare. Și până atunci nu putem. Dar știu că chiar din 2021 am avut această problemă în discuție. Nu ne-am înțeles cu ei, iau unor privați și dacă nu mă înșel, noi am mers în instanță pentru demolarea lor. Nu știu dacă s-a finalizat sau nu. Pe Andreea Popi, pentru Piața Ovidiu, ce planuri aveți? Piața Ovidiu trebuie, eu cred că e o prioritate, nu cred, sunt convins, e o prioritate a următorului mandat, dar dintr-o perspectivă mai largă, din perspectiva a ceea ce înseamnă turism în Constanța. Pentru că, ok, am înființat OMD-ul, Organizația de Management a Destinației Turistice, se ocupă mai mult de Mamaia pe timp de vară, însă avem și o strategie de turism. Și ne propunem ca principal obiectiv să extindem perioada turistică în Constanța. Și ca să extinde perioada turistică în Constanța, hai să spunem mai mult decât sezonul estival, ca și anotimp, noi trebuie să le oferim altceva constanțenilor. Ce le putem oferi este turismul acesta cultural. Există o, hai să spunem acum, o nouă noțiune, ca să nu spun altfel, turism cultural. Cetățenii vin într-un oraș ca să studieze și să vadă cultura locului. Plecând de la istorie, ajungând la gastronomie, la obiceiul, la ce vreți dumneavoastră. Ori, noi trebuie să punem în valoare și ne putem mândri cu ceea ce avem în zona peninsulară. Deci Piața Ovidiu, dar extindem zona peninsulară, mai ales în contextul în care cazinoul va fi operațional începând de vara asta. Și atunci, toată zona peninsulară trebuie să recapete o nouă înfățișare. Știți că au fost două proiecte de amenajare. Da, 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 pe... Unul nu s-a făcut, primul s-a făcut. Acolo s-a pavat. Din păcate, zona aia pavată trebuia să fie
ocazional carosabilă și pietonală. Da, și a fost, scandalul exact, care a fost. Scandalul care a fost. S-a dat drumul la circulație cu mașini, că tot vă plac noastră mașinile foarte tare. Au intrat și uitați ce fac mașinile. Dacă vreți să vedeți ce fac mașinile, mergeți în piața Ovidiu, da? Am văzut cum e, domnul primar. Ați văzut cum e în piața Ovidiu, da? În absența unui regulament de acces în zona peninsulară, care poate nu trebuie să fie, să spunem, la fel de dur ca acela pe care l-am propus noi în 2021, dar oricum trebuie să fie restrictiv, nu putem face mare lucru. Deci, de la bun început, trebuie să plecăm de la ideea că nu putem lăsa toate mașinile și pe oricine vrea să intre cu mașina în piața Ovidiu. Dacă facem lucrul ăsta, nu mai e nicăieri în lumea asta, nu o să vedeți zonă istorică în care se poate intra cu mașina. Bun, și pentru mașină. Următorul mandat, ce concret ce deci, acolo trebuie să facem așa. Trebuie să creăm două circuite. Un circuit în partea de nord, să se intre, mă rog, pe bulevardul, strada de sud de bulevardul Marinar, vă facem stânga și după care să se iasă, și altul în zona de sud, iar între aceste două circuite, practic, n-au ce să caute mașinile. Deci să lăsăm mașinile să ajungă acolo, dar să poată intra și ieși, dar să nu poată staționa în zona aia. Și bineînțeles să-i lăsăm pe riverani să poată intra, așa cum am propus. Cei care au locul de parcare, mă rog, sunt locurile lor de parcare, însă cei care n-au locul de parcare să poată parca pe domeniul public, însă limita. Nu putem ca în zona zero a Constanței să locuim într-un apartament și să avem 3 locuri de parcare pe domeniul public. Nu se poate. Nu se poate așa ceva. Știți bine că au fost mult contestatari, dar până nu ieșim din zona asta și până când nu reglementăm, degeaba ne apucăm. Dincolo de asta, o altă cale de atac este să toate clădirile care sunt istorice și care arată bine, ar arăta bine dacă ar fi recondiționate, să începem să lucrăm. Și mă gândesc că, știu eu, reabilitarea cazinoului pentru proprietarii unor clădiri importante în zona veche, cum sunt Casa Culei sau Casa Manicatide sau Casa Șuțu sau Hotel Intim sau Hotelul Palace, ar fi un imbold ca și ei să-și restaureze, pentru că sunt clădiri vechi cu valoare de patrimoniu și trebuie restaurate. Să bun, dar că nu am poți fost fi obligat acolo să facă chestia asta. Nu, dar avem programul Reactis și ne adresăm lor în special și tuturor celor care vor să-și renoveze fațadele, în special în zona peninsulară, dar continuând cu zona centrală. E un program pe care l-am pus la punct. Din păcate, nu văd așa o emulație, nu văd oameni care să-l acceseze. E un program prin care noi putem contribui la financiar, pentru că e posibil ca cheltuiala să fie importantă și oamenii să n-aibă disponibilitatea bănească. Și atunci noi le oferim bani din bugetul nostru, îi și ajutăm în anumite etape, ei își renovează fațadele și urmăm ca să ne returneze banii fără dobândă într-un interval de timp. Un fel de rate fără dobândă la primărie. Nu am văzut așa o emulație în zona asta și atunci ne pare rău, dar trebuie să aplicăm și alte metode, în sensul în care știți bine că de câțiva ani de zile sunt suprataxați. Dar programul a rămas în vigoare, adică nu... Da, a rămas în vigoare, dar noi suprataxăm tocmai pentru că vrem ca să înțeleagă și decât să plătească taxele astea suplimentare la impozit de la 300 până la 500, la 340, în funcție de grad de degradare, să vină să acceseze programul acesta Reactis. Nu au accesat programul Reactis încă, dar să știți că sunt oameni care au avut disponibilitatea lor bănească și au renovat. Sunt câteva case foarte frumoase renovate acolo. Nu atât de mult cum ne-aș fi dorit noi. Da, domnule primar, începând cu ce dată strada Dan Clisiu va fi cu sens unic? Întreabă cine. Nu știu. Nu, acolo e o idee, eu trebuie să fiu foarte onest. E o idee și ideea a plecat așa. Vedeți, proiectul ăsta de reabilitare a bulevardului Lăpușnean în zona de la City până la Păpădie,
nu a dat posibilitatea și cred că bine a făcut celor care vor să intre în cartier, deci în dreapta, în dreptul unde spre Mama Maia, în dreapta avem parcul și în stânga avem cartier. Nu a dat posibilitatea să facă stânga, să intre pe străzi, pe străzi, să meargă la... Și atunci ei ar fi trebuit, sau în mod normal, deși mi se pare greu, să meargă până la Păpădie, să se întoarcă și după aceea să intre în cartiere pe străzile din dreapta. Da, ne-am gândit, dar viceprimarul se ocupă cu chestia asta, ideea recunosc că a fost a mea și am zis să o ia în calcul ca pe Adam Clisi să fie traiectoria așa, de la intersecție să facă stânga, pe Soveja, după aceea să urce pe Adam Clisi stradă cu sens unic și de asemenea pe Suceava să coboare stradă cu sens unic, iar de acolo să se poată intra în cartier. Asta când vin dinspre oraș ca să ajungă la bloc, urmând ca să iasă pe bulevardul Păpușnan. Deci există și varianta asta în discuție. Din câte știu, la Comisia de Circulație, avizul, nu știu dacă este final, dar într-o primă lectură și într-o primă discuție a fost favorabil. Legat de șosea de coastă, ați mai discutat contra candidații? N-am discutat. Aștept ca dumneavoastră să-i întrebați. Cred că l-am întrebat pe domnul Horia Constantinescu, nu știu dacă ați văzut punctul dumnealui de vedere. Spune că trebuie să ia în calcul faptul că turiștii vor intra cu mașina pe zona aceea ce dorește a fi noua Fata Morgana administrației Virgil Chițac. Vor rămâne bară la bară exact cum rămâne în Mamaia. Mai mult de atât, ce anume? Nici nu vor... Ce-i Fata Morgana? Fata Morgana, probabil... Pe care e Fata Morgana? Fata Morgana, administrației Virgil Chițac. Care e Fata Morgana? Deci proiectul în sine, nu știu. Mai mult decât atât, nici nu vor putea să întoarcă prin multe locuri, așa că haide să renunțăm la poveștile cu zâne. Ca să fie o șosea de coastă, ea trebuie să continue eventual. Nu, dar Fata Morgana, administrației Chițac, dacă se referă la șoseaua de coastă, nu este a administrației Chițac, este a administrației PSD, pentru că domniile lor au ființat și a existat un proiect, numit, dar văd că domnul Constantinescu nu-și mai asumă proiectele PSD-ului. Văd că toate proiectele astea sunt ale mele. Păi aș și spus la un moment dat că e un proiect de mai vechi. E jenant, dar că trebuie așa. Cumva... Deci e clar că din partea PSD. Deși au proiectul cu șoseaua de coastă inițiat de Costin Răsăuțeanu. Deci atunci? Da. Tare supărat e domnul Horia Constantinescu că l-ați făcut ucenic. Păi și n-a fost ucenic, ce a fost? A spune despre păi mine ce, că am fost ucenic, ar trebui să ne spună și ce m-a învățat, pentru că iată, am reușit să continui făcând lucruri performante, iar el a reușit să continue să facă ceea ce vedeți, repet, pe geam, uitându-vă la orașul Constanța. De-a lungul timpului am înțeles că a făcut parte din grupul de oameni ce au hotărât că trebuie să trec printr-o denigrare pentru a încerca să minimalizeze aportul pe care l-aș putea avea în cadrul alegerilor, cât și, bineînțeles, după câștigarea acestora, în încercarea de a proteja interesele meschine ale unora și altora, cei care și-au oferit serviciile în vederea denigrării mele, lucru care cu siguranță va fi judecat de către Doamne mai mult decât oricare dintre noi. Da, ce să spun, e delirant. Nu ofer niciun fel de exemple. Ce l-ați învățat? Că, v-am vrea să spuneți ce l-ați învățat. Ce știe el despre buget, doamne? Ce știa el despre buget? Ce știa el despre termie? Ce știa el despre rețelistica de fluide? Ce știa când a venit în primăria Constanța? Să fim serioși. Era normal să-l învăț. Pentru că avea o funcție importantă la serviciile publice, nu? Sigur, acolo s-a familiarizat și cu ceea ce înseamnă salubritatea și cu ceea ce înseamnă spațiile verzi, cu toate serviciile publice pe care noi le furnizăm ca și municipalitate. Dar lucrurile la macro am încercat să le învăț, nu știu dacă am reușit. N-a reușit. Nu știu dacă am reușit. Domnul Stelian Ion, așa cum am vorbit și la debutul emisiunii,
vă face mincinos legat de sala polivalentă, că vă asumați niște merite, bine, oricum, e, durează până va fi gata, trebuie să... Dar nu mi-asum niciun merit. Bine, atât îl duce capul, Păstelian, eu ce zic, n-am eu ce zic. Incompetență însă, de lăsare nu, niciun... Nu mi-am asumat niciun merit, eu am spus foarte clar că sala polivalentă și ca și cazinoul din Constanța sunt proiecte care... sunt la CNI și Compania Națională de Investiții. Acum, sigur că pe mine mă interesează că sunt pe teritoriul orașului Constanța care să fie finalizate. Acum, recunosc sincer că am prioritizat Compania Națională, am prioritizat cazinoul, pentru că acolo la CNI lucrurile sunt destul de dificile. În ce sens? Ei au evaluat necesarul de bani pentru a închide toate lucrările care sunt deschise în momentul de față și necesarul ăsta de bani este mult mai mare, nu o să vă dau cifre, este mult mai mare decât bugetul pe care îl au. Și sigur că în contextul în care sunt multe lucrări deschise și suma de bani necesară e mult mai mare decât bugetul pe care îl au, trebuie să faci niște prioritizări. Iar eu m-am luptat foarte tare ca prioritate să fie cazinou. Eu cred că pentru orașul ăsta, Constanța, pentru România, cazinou este o prioritate de ani de zile. Păi, stăm e emblema Constanței, până la urmă, și ne destinim să-l terminăm de ceva timp. Așa, cât privește sala polivalentă, am înțeles că diferendul între compania care a câștigat licitația, cei care execută lucrările, antreprenor și CNI s-a rezolvat, au ajuns cu plățile la zi, ar fi trebuit să înceapă. Dacă nu încep, înseamnă că nu există disponibilitate financiară din partea CNI-ului pentru așa ceva, rămânând ca într-o etapă ulterioară să înceapă lucrările și să le finalizeze, dacă vreți. Acum, sigur că mă interesează să terminăm mai repede sala polivalentă, însă mă concentrez acum pe cazinou și după care vă promit eu că și sala polivalentă va fi terminată. Bun, dacă ar fi să descriem așa... Ca dovadă că astăzi... S-a semnat contractul pentru începerea lucrărilor. Da, lucrurile astea nu se întâmplă așa de la sine. Da. Ce întâmplă... nume va avea stadionul? Că Gheorghe Hagi spunea că nu vrea să îi se poarte numele. Bun, acum, eu știu că Gheorghe Hagi, dacă domnia sa nu vrea, o să discutăm. Că spune că n-am avut o discuție. Al lui este al constanțenilor, deci n-ar avea de ce să poarte numele de... E adevărat și asta. Cum la fel de adevărat este și asta din istorie, că pentru oameni care sunt în viață, parcă este bizar așa să... Dar deși sunt, în ultimul timp se poartă ca anumite edificii sau stadioane să poartă numele unor oameni care sunt în viață. Dar până acum... Poate lasă să gândi și Gheorghe Hagi când zice că nu vrea să îi se poarte numele. Bine, domnia asta e și foarte modest. Da, eu în sensul ăsta înțeleg intervenția lui. Am modestii care îl caracterizează. La Direcția Fonduri Europene, din câte știm, doamna Merlă pleacă din mai. Ce o să... Cine va prelua atribuțiile? Păi o să preia cineva care... Cine? Deocamdată, prin dispoziție, predarea se va face către Carmina Popescu, care este șef de serviciu acolo. Carmina Popescu. Da. De când pleacă? Noi am aflat că din mai, dar teoretic de când pleacă Ani Merlă? Din mai. Din mai. Bun. Ok. Registrul spațiilor verzi, am... Ce se numește? V-am spus, avem acum... E pe finalizare, avem câteva lucrări, dar lucrează și colegii mei, sunt împreștiați mult, avem câteva lucrări, deci nu putem să-l finalizăm pentru simplu motiv că anumite zone, cei care au făcut registrul spațiilor verzi, au considerat și au inclus în acest registru spații care sunt private. Terenuri care sunt private. Ori nu e regulă asta, noi trebuie să le scoatem din registrul spațiilor verzi și avem o listă și cercetăm acum situația juridică a acelor terenuri, să vedem dacă sunt sau nu sunt private.
Am înțeles. Aveți pentru următorul mandat un proiect pe care, nu știu, vi-l doriți din suflet, despre care nu ați vorbit, ceva ce vreți multe, pentru sunt mai multe. Constanța? Asta care trebuie continuate. În afară de asfaltări și toate cele. Nu, dar astea care trebuie continuate, le știți. Stadion, da. Cazino se va termina, sală polivalentă, CET, spital, oncologie, cardiologie, astea. Clădirile publice care trebuie reabilitate, cu școlile, astea le lucrările știți. La bulevarde astea se termină. Știți. Lucrările la bulevarde trebuie începute și altele, nu putem să lăsăm bulevardele așa. Trebuie, cum le vedeți pe astea, să le facem pe toate, astea le știți. Parcuri, le știți. Eu cred că o urgență o reprezintă anveloparea. Am mai vorbit despre așa ceva, anveloparea a blocurilor, în special a blocurilor care sunt pe bulevarde și din considerente estetice. Aici am mai spus, în PNRR avem 19 blocuri, le reabilităm cu bani europeni. E un proiect pilot, învățăm cum să lucrăm în sensul ăsta, după care vom crea și noi un mecanism la primărie, un mecanism financiar prin care asociațiile de proprietari care vor dori să-și reabiliteze, să vină la noi, să lucrăm împreună, să finanțăm, să facem lucrările de reabilitare energetică a blocurilor respective, urmând ca ei, asociațiile, să ne dea bani într-un timp, pentru că, mai spun încă o dată, e o relație între noi și niște privat sau un privat, asociația de proprietari, ce cuprinde mai multe familii. O relație asta este una în care noi participăm, bineînțeles, noi ca și primării suntem interesați, însă banii trebuie să se întoarcă înapoi. Deci reabilitare, am mai spus de siguranță și ordine în oraș. Eu sunt nemulțumit, deși lucrurile nu sunt scăpate de sub control, nici de cum, dar sunt bine, vin și din zona asta, formația mea este de militar și sunt nemulțumit de numărul de fapte antisociale. Ori cu asta nu pot fi de acord absolut deloc și iau în discuție aici și aduc în atenție și consumul de droguri și distribuția. Lucruri care se cunosc, nu le știm. Nu este o surpriză. Nu e o surpriză, dar este foarte grav. Fenomen care e amploare. E foarte grav. Ori din perspectiva asta, proiectul se derulează și îl vom duce cât mai repede de supravegherea întregului oraș. Vă spun, va fi un Big Brother cu dispecerat, așa cum ați văzut în filme, așa, cu echipe de intervenție, cu polițiști pe stradă, dar în același timp mă gândesc la poliția locală și la cooperarea cu poliția județeană, poliția națională, că trebuie să lucrăm în comun. Am o relație bună cu noul chestor, nou comand al IPJ-ului chestorul Bâltac, Dumitru Bâltac, și în perioada următoare, ulterior sărbători, ne vom întâlni să vedem, în special pe perioada verii, cum cooperăm. Poliția locală și Poliția Națională trebuie să coopereze, fără discuție. Când ar trebui deci, să asta apară este, camerele? Asta este un obiectiv, există și acum camere, că doar vedeți, facem pe pagina noastră de Facebook, vedeți da, că dar sunt insuficiente. Da, sunt insuficiente. Anul viitor. Deci proiectul are 20 de luni, l-am semnat acum câteva luni, anul viitor va fi gata. Dar eu sper să-l devansăm, să-l terminăm mai repede. Dar, repet, partea de tehnică, dar este și partea umană de acțiune în care Poliția Locală împreună cu Poliția Națională trebuie să acționeze în comun. Sunt absolut hotărât ca să elimin faptele antisociale din oraș. Toată lumea trebuie să știe că dacă face ceva, va fi găsit și va fi pedepsit. Nu se poate altfel. Nu se poate, adică sunt unele lucruri pe care chiar nu poți să le înțelegi așa. Henry Coandă, campusul va mai fi mutat, nu va mai fi? Nu e vorba de mutarea campusului Henry Coandă și nu trebuie să devină o temă de campanie electorală, că ușor putem aluneca în zona discriminării și nu vreau.
E vorba de un cartier social pe care trebuie să-l facem. Care creează probleme. Ați văzut și acum câteva zile ce s-a întâmplat acolo, scandal cu... Am înțeles, da. Noi facem cartierul ăsta social și trebuie să-l facem pentru că avem un teren pe care l-am primit prin hotărâre de guvern de la Guvernul României în 2018 și la cerea primăriei Constanța și primăria s-a angajat ca în termen de 10 ani de zile să construiască acolo un cartier de locuințe sociale. Iar lucrul ăsta trebuie făcut. Mai ales că acele locuințe din zona nici nu sunt sociale. Eu am fost acolo. Unele sunt nenlocuite, credeți-mă. Am înțeles. Domn primar, vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi. Și eu vă mulțumesc pentru cred că și tirul ăsta de întrebări, așa, valanșa asta de întrebări. Sunt multe, domn primar, dar nu ne ajunge nouă timpul să vi le adresăm. Vă mulțumesc și vă mai așteptăm. Cu drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră. La revedere!